sunt nevoiți să se trezească la miezul nopții pentru a-și face rezerve de apă. În această situație s-au pomenit sute de locuitori din orașul Biruința, raionul Sângerei. Din cauza unor probleme tehnice, apa nu ajunge la etajele superioare ale blocurilor locative. În loc să soluționeze problema oamenilor, autoritățile locale au decis de curând să editeze o carte despre istoria orașului, fapt ce a stârnit nemulțumirea oamenilor. Ceea ce se face astăzi la primărie dă o dovadă de incompetență totală a administrației publice. Maxim Perepeliță este tata a doi copii. Bărbatul spune că regretă că și-a procurat apartament la etajul 5. Din cauza presiunii joase în rețea, apa nu ajunge la etajul superior. Испытываем трудности с водой. Это колосальные трудности. Это вода то есть, то нету, но больше нету, чем есть. Утром просыпаемся, хотим набрать чайник воды, умыть лицо. А у нас вот, у нас еле-еле течет вода. Мы вынуждены просто стоять с чашкой и, вы знаете, такое ощущение, как будто не вода, а самогонный аппарат. Вот смотришь на это все и диву даешься. Вот так вот. Мы иной раз просыпаемся ночью, набираем чайник воды, чтобы было на утро. Oamenii se plâng că sunt nevoiți să facă baie după miezul nopții. Tot atunci spală rufele și își fac rezerve pentru ziua următoare. В первую очередь у нас воды нет на пятом этаже. Пятый, четвертый очень страдаем. Где-то с 11 часов вода начинает идти, хороший напор. До 6, 6:30, все. Как раз час пик, когда должны дети просыпаться, идти в школу. Хотя я уже пенсионерка, но у меня есть дети, есть внуки. Все, воды нет. Надо набирать ночью, вставать, стирать ночью, потому что я стираю ночью. И вот такие проблемы. Это длится очень долго, это уже несколько лет так длится. И мы писали, в трех экземплярах писали, но нам ответ никакой не дали. Будет, сделаем, но вот до сих пор ничего не сделали. Не боим ноаптя, спалим ноаптя, ла ора 8 димняца дям апы. Ну и когда сфолосешти тоата лумя, наинте се души ла лукру, тоата лумя сфолосешти, шак атунча ну се рдика апа ла 5 летаж. Динаинте пригатим апа, стрэнжем апа. Când este apă, pregătim ca să avem de ceai, de timp făcut mâncare. Муж приезжает с работы, я должна в кастрюльке греть ему воду, и он должен становиться в ванну и обливаться. Правда, вот эта вода, это жизнь такая вот, 21 век. Нет, конечно, неправильно. Пусть они решают наши вопросы, а потом пусть напишут книгу, что они сделали. Когда они нам решат наши вопросы с водой, с поселком, чтобы было все красиво, тогда пусть пишут. Autoritățile locale recunosc că problema apei în oraș este una acută, însă dau vina pe turnurile de apă și pompele vechi, care nu au capacitatea de a aproviziona cu apă întreaga localitate. Mai mult, consumatorii ar avea datorii mari față de întreprinderea locală, gospodăria comunală. Asta ține nu numai de primărie, dar ține și de gospodăria comunală. În primul rând, ca să facem careva lucrări în sistemul de alimentare cu apă, trebuie să fie conștienți locatarii. La moment, noi avem de la locatari datorii către gospodăria comunală în jur de 100.000. Oamenii spun că au rămas perplexi când au aflat că primărița intenționează să aloce peste 120.000 de lei pentru editarea unei cărți despre istoria orașului Biruința, în loc să le rezolve o problemă vitală. Locuitorii sunt indignați de gestul primăriței și cred că aceasta dă dovadă de incompetență. Pensionerii n-au de mâncare, n-au de foc. Mergi după un copil la brădiniță, niște gropi, câte niște în gropile și ele, apă o grămadă, lumea nu are ce mânca, adică vedeți situația, nu avem unii filma, un filmuleț despre orășel, tot e dezastru, ei tipăresc carte. Nu-i normal și nu-i corect. Culmea, spun oamenii, este faptul că autorul cărții ar fi chiar soțul primăriței, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Mare problemă care, după mine, e și că cartea este, autorul cărții este soțul primăriței și editarea acestei cărți nu a fost aprobată de Consiliu fără consimțământul cetățenilor. Nu a fost luat în calcul părerea noastră. Valentina Rusu susține însă că decizia de a edita cartea încă nu a fost bătută în cuie și că prețul este cu adevărat prea mare. Un exemplar ar ajunge să coste peste 2600 de lei. M-am interesat în privința la conflictul de interes, totul este legal. Vă spun încă o dată. E foarte scump, noi suntem de acord, de atâta și ne-am oprit la discuții la nivel de Consiliu. Dacă Consiliul hotărât cartea nouă ne trebuie, într-adevăr avem nevoie de istorie,
Dar în cazul dat, eu tot de pildă de acord că suma e foarte enormă și cartea costă scumpă, dar așa n-am făcut eu calculul. Valentina Rusu este primar al orașului Biruința din partea PSRM. Localitatea numără aproape 3.000 de locuitori.